Salutare tuturor, bine v-am găsit la al cincilea, da, cred că zic bine, al cincilea episod din acest joc. Nu o să mai zic de fiecare dată genial, cu toate că acest joc chiar e. Este un joc interesant și cu o poveste interesantă, așa că hai să vedem ce se întâmplă mai departe. În primul rând avem această chestie aici, care ne upgradează peștera. Nu știu dacă face parte din misiune, dar o să facem oricum. Ok, cred că lumea se bucură. Ok, am primit un skill și nu știu dacă vă mai țineți minte din episodul trecut. Am zis că odată ce mai primim un skill, o să-l punem în asta. Cred că și asta pare super utilă. Adică, dar ne trebuie trei, avem 3 puncte. Nu, asta o să o luăm prima. Și să ne uităm și la asta ce putem face. Hold enemies. A, și înainte nu puteam face asta? Și asta e foarte util. Da, în orice Far Cry, ăsta e un element important. Ok, din câte văd am o misiune la... Am mai multe misiuni. În primul rând e ceva aici, ce pot upgrada. A, nu pot upgrada, ok. Am o misiune la... fata asta, Jaima, și una la Tensei. O să facem mai întâi la fata asta și după la Tensei. Ok. Mergem mai întâi la fata. Ups, am călcat un pic pe foc, dar nu e problemă. Ia mă, să taci din gură. Că-ți fac și ți-a de post. Unite the Wenja. Wenja are scattered across the land of forest. Find the Kill them to grow your population. Press H. Așa. So, population grow. Ok, odată cu populația crescută putem face mai multe adăposturi și chestii astea. Ce e aici? Ah. Păi, stai cu minte. Ah, o pară? Naya pachash pachadas. Guarda tu fa questa svaldas. Cuspa già duaes. Cu ti fa tu cuspa duaes. Guai da wana. Nam già na guai da shuana. Ah, mamma fa di. Un ti fa tu andaris daish. Cuspas. Barju halchi hada. Ciao. Ok. Putem să mai upgradăm o dată? Nu. Oricum nu mai avem nici lemn, nici populație. Cât ne trebuie. Oh, am mai primit un skill.
Receive less damage when falling. Nu mă ajută. Nu, nu mă ajută nimic de pe aici. O să mă ajute ăsta și ăsta destul de mult. Ok, tensai în față. Hai să mergem până acolo. Trebuie să o luăm pe aici. Ce ai făcut, nene? Eu încă încerc în jocul să-ți fac un bunny hop. Ei. Așa, nu vreau. Ia să bem și noi niște suc de ăsta. Foarte bun. Iac. Mișaiu alu de fadata. Bal, bal, pafetau, urusu. Cea mai puternică băutură din Orus. Shaiu nawa sadada. Saif nava su hayayata. Shunta war buhata. Prea puternic pentru noi? Hai, mă, lași. E bun. Ne lasă să bem. Și am băut și acum spiritul nostru este din nou liber cum a fost atunci când eram un vultur. Vultur? Nu cred că e vultur. Când eram în cer. Anyway. Acum spiritul nostru a intrat într-un mamut. Asta va fi interesant. Aolo, duelul bestiilor. Nu sună bine. Un rinocer? Ce e asta? S-a făcut invizibil. Am ratat. Mamă, dar se controlează extrem de greu mamutul ăsta. Ok, într-o lovitură și ați mort. Eu încă încerc să nimeresc un click dreapta, dar nu prea iese click dreapta pentru că o fac drifturi cu mamutul. Pleacă-mă de aici, în sfârșit te-am prins. Bă, ăștia aproape mă moară, nu-i bine. Ok, l-am lovit pe ăla cu click dreapta. Și pe acolo, cred. Da, am ghicit. Aoleu, nu mai pot, mi s-a dus toată vocea. Mergem cumva pe apă. Da, e extrem de greu de controlat acest mamut.
Deci că fac drifturi. Murim. E bine. Se mai încarcă și mie viața, nițel. Oi. Ok, mai e cineva pe aici? Nu, dar toți cad bolovani. Băi, era să cădem și noi. A, mă, mai mori odată. Cicule! Mai sunt? Da, mai sunt, că-i aud. Unde azi? Gata, i-am omorât pe toți, dar uite așa alunecă mamutul ăsta. Acum am luat degetul de pe accelerație, era să zic, doamne. Da, se controlează ca o mașină pe gheață, exact la fel. Mai bine îl controlez din mouse decât din stânga-dreapta. Ce? Vrea să ne aruncăm acolo? Să e doar apă. Păi dacă nu se oprește. Mamă, dai pe la spate așa, ca țăranul. Nu, m-a lovit. O să murim, da. Știam că e grea misiunea cu mamutul, dar nici chiar atât de grea. Adică, ea în sine nu e grea, dar e foarte greu de controlat. Mamutul. E bine măcar că ne dă de aici, adică ne dă de aproape. Ce? Normal, mă, că pe el spawnează în spatele meu. Nu. Ei sunt mai mulți și dacă mă lovesc din lateral, au un mare avantaj. De ce nu-l spawnează odată? Mă las pe mine să mă bat pe aici cu 50.000. Pleac. Și tu. N-am cum să mă bat cu toți. Nu! Noroc că fac drifturi cu mamutul, că altfel mă lovea ala. A, mai sunt, dar nu mi spawnează. De ce fac drifturi cu mamutul? Știu, măcar știu ce titlu pun la episod. Nu mai, lasă-mă! Hai. Mamă,
Și atâta zgomot face mouse-ul meu, cred că se aude ca naiba pe filmare. În sfârșit, gata. Fugi, mă, țărane, fugi, a? Gata. Nu mai spawnezi acum 50.000 de clone? Mă lași sau mă bat doar eu cu tine? Mă spamez click-ul ca nesimțitul, mă. Gat. A fost așa... Adică a fost greu, dar... Suportabil. Duelul bestilor. Unde ne-a dus? Ah, ne-a lăsat aici. Ei mereu iau foc acolo. Asta nu mă ajută. Asta aș putea să-l iau. Și asta e util. Ideea e că eu nu prea stau pe crouch. Hai să intrăm să vedem ce are să ne zică. Ce? Iar? Nu. Nu. Ne-a ajuns. Chiar nu trebuie. Ei. Nu, nu mulțumesc. Ce faci? Nu. Ala, naiba. Chiar mi-a ajuns viziunea de mai devreme. Ei. Viziunea gheții. Mamă, e totul blurat. Cred și eu, adică am băut ochii. Nu ating, stai niște. Nu ating. Ei, ce asta? Nu mă las să văd cum se numește arma. Nu știu dacă trebuie să sar acolo. Așa. Am Hunter Vision, n-am. Mamă! Vreau și eu de asta. Măcar cu asta nu fac drifturi. Pleacă mă cu spirul ăla de aici. Nu, da, cu spirul. Și asta se cam duce aiurea, da. Ok, deci ei, indiferent dacă știu unde sunt eu sau nu, ei din programare sunt făcut să vină acolo. Sau poate m-au văzut. Îmi place că lovesc mai mult deodată cu ăsta. Ăsta moare mai greu, e mai... Ideea e că ei nu prea îmi dau damage, asta e... faza.
Să urmărim o statuie? Cum adică? Cum vine asta? Ah, ok, acum am înțeles. Uitați statuia. Și se tot mișcă, am înțeles acum. Bă, ce? Mulțumesc, doamna statuie. Foarte drăguț din partea ta. Bătaie. Nu. Faci, doamna statuie? Poți să stai cu minte? Ia uite acum la ea. O dea cu piciorul în perete să facă bolovani. Și ar trebui să ajung acolo. Sau mai bine zis, cum ar trebui să ajung eu acolo? Ah, nu știu dacă trebuia să fac așa. În orice caz, am reușit cumva să ajung acolo. Sus. Ea mai sunt în spate? Nu. Ok. Cea mai rezistentă gheață pe care am văzut vreodată. Ia-mă de aici. Iar spamez clicurile ca nebunul. Ce? Nu mai am viață? Ah, nu, mi s-a blurat, mi s-a... Avea un pat de sânge pe ecran acum. Pe ecranul in-game, nu pe al meu. Wow. Oh, atac cu cobra. Pleacă-mă de aici. Mamă, rezistenți sunt ăștia, mă. Mamă, nu mai înțeleg nimic. Bătaie e general aici. Iar unde asta? O, oh, trei, lasă. Aș fi vrut eu să fie doar unul. Ideea e că dacă îi dau la cap, eu știam că moare mai repede. Dar din câte vedeți, nu prea e așa. Ah, în sfârșit. Gata. Hai, să ne regenerăm și noi un pic. Am venit aici să stau și mai la adăpost. Așa trag de peste tot, efectiv. Și eu mă pot urca cumva la ei. A! Nu știu dacă mă pot glitchi pe acolo, nu. N-am nici Hunter Vision. E, viața e frumoasă. Dacă ai putea să nu mai dai, că oricum nu mi-e viață, dar ești nervant. Doamna Mamut, de ce m-ai adus aici? Doamna Mamut, doamne, doamna statuie. Pe asta mă pot urca, nu? Am... A! Da, sunt cam prost. Mi-a luat ceva până să mă prinde. N-o să neg. A, era destul de simplu.
Hai, mai vrea vreunul bătaie. Ok, trebuie să distrugem statuia. De ce continuăm să murim? Ok, și-am mai făcut o misiune. Aparent devin expert la chestia asta. Ce faci, mă, un miroși? Normal că trăim. Ah, da. Eu ți-am zis că nu-i bine să mănânci ou, dar tu nu. No, prea mult, prea mult, îți zic eu. Nu mai. Ce e aici? Las. Am văzut ce acolo mi-a ajuns. Și am primit un big oul. Ah, cream că e mai departe. Asta nu luasem deja la noi în bază. Jai Mas Hat. Da? Ce ce ce? Jai Mother Hunter? Why? Ah, adică ea nu sunt doar la noi în bază. Se mai plimbă și am înțeles. Ok, dar cam asta a fost tot pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, share și subscribe. Și până data viitoare, eu v-am salutat. Ciao!